poate o companie să dea lovitura cu primul lor produs? Voi încerca să răspund la această întrebare în videoul de astăzi. Life Harmony Duck umblă deja pe buzele multora și astăzi este rândul meu. Este un duck artuar creat de o companie foarte tânără singaporeză numită Live Audio. Hai să vorbim despre lucrurile practice întâi. Este construit exemplar, fiind în totalitate din metal cu excepția ecranului din față și îmi place foarte mult că are toleranțe foarte mici la elementele metalice și la atingere pur și simplu strigă calitate. Trei butoane amplasate în față ne permit pornirea unității și navigarea prin meniu. Meniu afișat într-un font mare. Pentru unii, alegerea fontului pare neimportantă, dar pentru mine este foarte importantă și îmi place că fontul este plăcut vizual. Ecranul mare ne permite accesarea setărilor și vreau să subliniez aici o setare în mod special, cea legată de configurarea pinilor portului HDMI atunci când folosim conexiunea I2S. Neexistând un standard în industrie, Live ne oferă 8 configurări posibile, astfel încât să asigure compatibilitatea cu sursele noastre. Unitatea are 3 spike-uri și contra-spike-uri și se fixează folosind un șablon de carton, care poate fi retras în momentul în care duck-ul s-a așezat cu succes. Mi se pare o idee foarte bună și încă o dată o demonstrație a atenției la detalii. În spate avem 4 intrări digitale, printre care și I2S și vom vedea de ce este importat un pic mai târziu, și 2 ieșiri analogice, RCA și XLR. Eu am unitatea pe culoarea neagră, dar se poate alege și argintiu. Este foarte clar din primul moment de manevrare și inspectare că acest duck a fost desenat de oameni pasionați. Unde mai încape faptul că a fost construit să țină cont de produse care vor fi lansate în curând de Live, și aici mă refer în mod special la amplificatorul de căști. Telecomanda păstrează aceeași calitate ca duck-ul în sine, fiind în totalitate din metal și lucrată la CNC. Butoanele sunt și ele din metal și au un click satisfăcător. 2 butoane pot fi configurate să execute o serie de funcții predefinite. Înăuntru avem o construcție la fel de bună ca cea exterioară. Un toroidal mare alimentează separat partea de digital și partea de analog. Responsabilitățile sunt clar separate pe plăci diferite, însă nu există o izolare galvanică între placa care face procesarea semnalului digital și cea care face conversia în analog. Inima acestui duck, adică arhitectura artuar, este izolată în niște încăperi metalice, cel mai probabil pentru a nu fi copiată. Găsim aceeași strategie și la alți producători de duck-uri artuar. Ok, până în acest moment duck-ul se prezintă foarte bine. Hai să vedem dacă la capitolul audio se prezintă la fel. În sistemul meu am înlocuit Core Dev, cu care l-am și comparat. Am folosit 2 streamere, vorbim aici de Eversolo DMP6 Master Edition cu conexiunea coaxial și 3D Lab Signature cu propria sursă de alimentare liniară și conexiunea I2S. Harmony Duck are un secret, performează mai bine folosind conexiunea I2S, așa că după o săptămână de audiții folosind conexiunea coaxială am trecut la lucruri serioase și am ascultat folosind portul I2S împreună cu streamerul 3D Lab Signature. Toate impresiile sunt folosind această conexiune și cred că sunt relevante și pentru voi, pentru că am încredere în voi că nu veți cumpăra un duck ca să-l faultați cu o conexiune inferioară. Experiența mea cu duck-uri artuar se rezumă la Rockner și Denafrip și dacă ar fi să compar cu modele din aceeași categorie de preț, pot spune că Harmony Duck se apropie ca și abordare. Însă la unele capitole stă mai bine. Motivul pentru care nu am ales un duck artuar în propriul sistem este pentru că nu am considerat că oferă același nivel de rezoluție și linearitate ca un duck FPGA, în cazul meu Core Dev. Pentru prima dată în această categorie de preț la duck-uri artuar, nu mai avem o încercare de a acoperi neajunsurile înregistrărilor și ne este oferită muzica cu o sinceritate pe care o găsesc la duck-uri mai scumpe. Așadar, rezoluția lui este un mare plus pentru mine, chiar dacă nu este la nivel de Core Dev. Live a ales aceeași strategie ca cei doi producători menționați mai devreme în ceea ce privește frecvențele medii. Sunt evidente și aș îndrăzni să spun impresionante. Mi-a adus aminte de amplificatorul Patosin Pol 2. Ca și în cazul lui, ceea ce se întâmplă în scenă cu chitarele
sau orice instrument cu corzi este tridimensional. Nu mă mai săturam să ascult piese acustice sau concerte live, deoarece chitarele erau cu mine în cameră atât de mult încât îmi venea să întind mâna să le apuc din aer. Este o experiență foarte rară și o magie pe care puțin știu să o transpună în casele noastre. Clasicele discuri audiofile Eric Clapton Unplugged sau Nils Lofgren Acoustic Live sunt pur și simplu de redat la nesfârșit. Ador vocile artistelor Wong Sang și Jacinta și Harmony Duck nu a dezamăgit deloc. L-a adus în față pentru o experiență intimă și plină de adrenalină. Și dacă tot a vorbit de scenă, ar trebui menționat că este una corectă, nici foarte mare, dar nici foarte mică. Totuși, părerea asta vine de la o persoană care își dorește întotdeauna o scenă foarte largă, atât de largă încât vreau să am senzația că muzica vine de la vecini. Dacă nu aveți pretenții uriașe ca ale mele, atunci nu vă faceți griji în privința scenei. O altă surpriză plăcută a fost partea de dinamică și performanța pe muzică rapidă cum ar fi EDM și în mod special pe simbolică. Pentru un Dacă Artuar se descurcă foarte bine și încearcă din răsputeri să fie dinamic și rapid și reușește acest lucru la un nivel satisfăcător. Nu ajunge la performanța unui DAC mai scump, dar clar este superior unor DAC-uri Artuar în aceeași categorie de preț. Eu l-am primit deja rodat, așa că nu vă pot spune dacă există diferențe între cele două stări. Pe bas însă s-a descurcat foarte bine, având un bas plăcut, stratificat, care lovește puternic. Aceste lucruri sunt esențiale pentru muzica EDM pe care am menționat-o mai devreme. Și fără acest bas performant, lucruri precum dinamica sau tranziența ar fi contat mai puțin. Am tot încercat pe parcursul audițiilor să-i găsesc perechea în ceea ce privește performanța pe leu plătit, însă, pe baza experienței mele cu alte DAC-uri, nu am reușit să fac acest lucru. Nu știu un DAC la 3000 de euro care să aducă magia mediilor Artuar și să aibă o rezoluție bună. Problema pentru competitori este că nu prea are puncte slabe. Chiar am vrut să intitulez această recenzie DAC-ul problemă, doar că problema este în curtea altora. Îmi este greu să recomand altceva în această categorie de preț, indiferent de tehnologie. Desigur, spun asta bazându-mă doar pe experiența pe care o am eu până acum cu evaluarea DAC-urilor. Așa că primește recomandarea mea și vă sugerez să-i dați o ascultare fie în showroom, fie acasă.